buonasera, buonasera a tutti loro. Su quello che si sa, la gesta, spettacolo calmosano, perché è da di voi che conosco molto per me, e sono ci emozionati di aver pericolato, se quindi allora, pe care am salutat-o cu multă, cu multă vreme, cu mulți secoli în urmă, până acum, amicul meu care crea versurul unu, poate ați auzit de el, Nichita Stănescu, și Nuțu ne-a invitat cu curaj la Buftea să vizionăm pericola și m-am bucurat că un tânăr, puțin din Banat, fratea unei prietene de-a noastră, poeta Vera Lungu, care de mult trăiește la Paris, pe care l-am cunoscut de tânăr, să îndrăznească și atace una din formele cele mai dificile în perioada aceea. Era în anii 70, parcă, sfârșit de anii 70. Da. O perioadă semi-dificilă, dar care amenința să se înăsprească, mai ales în zona cea mai observată de către cenzura politică comunistă. Țăpânarii m-a impresionat de la început, am jurat pe acest film, m-am uimit că colegii săi mai în vârstă nu mi-au dat de plină înțelegere, nu are de plină înțelegere acestei pericole, care li s-a părut poate frusă, primitivă, neromânească, deși era filmată în inima României, la munte, și printre alții avea și unul din actorii neprofesioniști, un bun, foarte bun vechi prieten al meu, cel mai mare sculptor român după război, George Apostu, care a murit lângă mine la Paris în 1986, din păcate. Iată ce ne leagă de Ion Cărmăzan, care după aceea l-am urmărit, eu când veneam în țară, că de multe ori eram plecat, din când în când mă trăgea de mânecă și m-a invitat să-i mai văd o pericolă. Am început să colaboreze cu vechiul meu coleg, cu Fărășneagu, și am văzut cum paleta lui se deschide spre un tip de film încărcat de culoare, încărcat de întâmplări ciudate, păreau atunci pe vremea aceea, de metafore suprapuse care încercau să pătrundă nu numai în momentul respectiv, dar în esență ceea ce suntem noi pe acest pământ. De la o vreme bună deja, el a devenit și pedagog, se ocupă de tineri, e profesor și e de un fel de tânăr bătrân sau un fals bătrân, un fals fost tânăr, că încă este foarte tânăr, încearcă să-și ascundă tinerețea, cum o facem chiar și noi ăștia bătrânii, și mă bucur că teatrul și filmul în România încearcă să recâștige sau să se instaleze într-adevăr din moment, după deciziile astea de așa zisă libertate sau de quasi-libertate sau de adevărată libertate, eu nu știu. Libertatea însă, cum o putem noi constata? În esență, printr-o creație mare, printr-o creație adevărată, printr-o creație care să nu numai să ne salveze existența noastră, dar care să certifice că noi ne merităm locul aici, în zona aceasta formidabilă, la nord de Dunăre, între Carpați. Felicit, îi aplaud tenacitatea, curajul și mai ales onestitatea, care e rară în vremea noastră, și un profesionalism de înaltă factură. La mulți ani!